Știința 360 cu Corina Negrea. Raportul de gardă. Doar unul din patru români este interesat de inovații și descoperiri medicale. Este una dintre concluziile Eurobarometrului 2021, intitulat Cunoștințele și atitudinile cetățenilor europeni față de știință și tehnologie, și este de asemenea un subiect important care apare pe raportul de gardă.ro și despre care vorbim astăzi, printre altele, firește cu domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, mă bucur să ne reauzim! Cu o astfel de concluzie găsim explicații, inclusiv pentru faptul că lumea nu vrea să se vaccineze, pentru că nu crede că vaccinul e bun, nu crede în știință, nu crede în medicină. Așadar, avem iată explicația, nu rezolvă problema, în schimb. Da, spune că rezultatele din acest eurobarometru nu sunt neapărat surprinzătoare în sine. Ne așteptam ca nivelul cunoștințelor să fie în privința științei și tehnologiei să fie redus, poate nu atât de redus. Ne așteptam cumva ca și atitudinile față de știință și tehnologie să fie mai degrabă la polul negativ decât la polul pozitiv. Eurobarometrul ne arată și acest lucru. De unde cred că lucrurile au depășit, să spunem, anticipările, nu neapărat așteptările, este în gap-ul foarte mare dintre România, care e foarte aproape de Bulgaria, din punctul acesta al parametrilor de vedere, și restul țărilor din Uniunea Europeană. Totuși, vedeți, suntem de aproape 15 ani membrii ai Uniunii Europene. Ne amintim perioada de preaderare care a presupus aproximativ 7 ani de pregătire, deci avem iată peste 2 decenii, da, de în care am fost, să spunem, aproape de spiritul european. Dar pare că acest interval de timp nu doar că nu ne-a ajutat să recuperăm decalajele, dar din păcate iată că decalajele devin din ce în ce mai mari. Noi ne așteptam ca lucrurile să stea așa. Am vorbit de atâtea ori în ultimii ani împreună despre atitudinile și percepțiile populației României în relație cu unele boli cronice. Vă amintiți studiile pe care le-am realizat pe tema cancerului, pe tema diabetului, a tulburărilor psihice și de comportament? Numai că respectivele date, ceea ce românii cred în legătură cu inovația dintr-una dintre aceste boli cronice, acele atitudini influențează eventual doar sau au o manifestare la nivel individual și poate la nivelul familiei, dar nu influențează sau nu ne dăm noi seama că influențează sistemul de sănătate și societate. Acum, pandemia de fapt aduce o scenă foarte largă pe care se manifestă aceste atitudini și percepții. Pe fond lucrurile stau la fel, numai că discutând despre o boală infecțioasă și discutând despre răspândirea ei la nivel global, aceste atitudini și percepții în legătură cu mijloacele care ne-ar ajuta să controlăm pandemia, de fapt ajung să ne influențeze pe toți. Pe fond, nu este nicio diferență între a avea o atitudine negativă față de vaccinarea anti-HPV sau o atitudine negativă față de prezentarea la medic pentru o procedură de screening, și atitudinile anti-vaccinare, anti-COVID și atitudinile, eu știu, împotriva purtării măștii, de exemplu. Câteva lucruri pe care le-ați punctat într-un interviu recent, acordat Digi24, o să le punctez și eu pentru că sunt importante. Spuneați dumneavoastră acolo că nu doar că nu s-a menținut nivelul de cunoștințe de la nivelul anului 2005, de exemplu, sau anilor trecuți, dar acesta a scăzut dramatic, aș spune eu, dacă unul din patru români nu sunt interesați. Menționați faptul că nu există cunoștințe elementare legate de antibiotice, care nu pot fi folosite în cazul infecțiilor virale, ci doar acelor bacteriene. Asta în condițiile în care noi am trecut printr-o criză, da, acestor infecții nozocomiale. Și de asemenea mai menționați un lucru interesant și foarte serios, și anume că există un fel de, un soi de, sau un grad de analfabetism științific chiar și în zona medicală.
Iar aici, domnule doctor, lucrurile, cum să spună, au o traducere foarte clară. E vorba de sănătatea pacienților până la urmă. Haideți să luăm afirmațiile pe rând. Au fost două procente care mie mi-au atras atenția într-o foarte, foarte mare măsură în acest eurobarometru. În primul rând că doar 2% dintre români au răspuns la întrebări despre știință și tehnologie. Corect, au răspuns corect la mai mult de 8 întrebări. Aici nu vorbim despre atitudini, ci vorbim despre cunoștință. Doar 2%. Este incredibil. Pentru că am văzut în ultimele zile, materialul s-a viralizat, a ajuns în multe zone pe internet și în mass media și am văzut cumva această replică, mă rog, care se referea la componenta de atitudini, oamenii nu înțeleg neapărat ce ar fi știința, ce ar fi tehnologia, dar iată, când sunt pus să răspundă concret la niște întrebări, doar 2% răspund corect. Iar al doilea parametru care mi-a atras atenția este procentul mai mic acum decât în 2005 de oameni care știu diferența între o bacterie și un virus, cu tot ceea ce înseamnă acest lucru și anume ceea ce ați menționat, utilizarea antibioticelor. De ce atât de relevant? Pentru că, ok, poate dacă ne uităm la alte aspecte de sănătate publică sau de sănătate în general, am putea să spunem, da, nu s-a făcut nimic. Ministerul Educației n-a făcut nimic, Ministerul Sănătății n-a făcut nimic, Direcțiile de Sănătate Publică n-au făcut nimic, presa n-a fost interesată, ONG-urile nu s-au uitat în zona asta. Dar nu este cazul pentru acest subiect, pentru că noi am trecut prin, dacă vă amintiți, prin acea criză a dezinfectanților, am trecut după colectiv și prin criza infecțiilor nosocomiale, am trecut înainte de colectiv prin criza bebelușilor, dacă vă amintiți, din județul Argeș și discutăm de aproape 2 ani de zile despre virusologie, despre sănătate publică, despre antivirale și antibiotice. Deci tema aceasta a fost extrem de prezentă în spațiul public și cu toate acestea, nivelul de cunoaștere este în scădere. Ceea ce ne arată nouă, de fapt, că nu e suficient să vii cu mesaje în mod constant și în volum mare în spațiu public, dar trebuie efectiv să găsești mesajul potrivit pentru cetățeanul potrivit și la momentul potrivit. Pentru că, vedeți, la un moment dat se aplică exact ca la examen grila. Și grila ne spune că toate aceste comunicări, sau foarte multe dintre ele, de fapt n-au reușit să determină o creștere a nivelului de cunoaștere, ci doar o aparență a faptului că suntem informați pentru că am văzut niște știri despre infecțiile nosocomiale sau despre infecțiile virale. Aceasta este, de fapt, marea problemă. Revenind la subiectul analfabetismului științific-medical, aici cred că trebuie să separăm puțin lucrurile și să vorbim despre, de fapt, două sisteme, sistemul educațional și sistemul de sănătate. În intersecția lor este ideea de educație pentru sănătate. Aceste sisteme au eșuat. Nu avem, cred, niciun argument care să ne facă să spunem că lucrurile stau altfel. Vorbiți inclusiv despre sistemul educațional medical? Da, inclusiv sistemul educațional medical. Pentru că, vedeți, în spațiul public, sigur, suntem un grup de oameni care de 2 ani de zile pe subiectul pandemiei încercăm să comunicăm având în spate elemente științifice. Încercăm să explicăm lucruri. Avem, să zicem, la polul opus acei medici sau oameni cu background medical, dar care sunt anti-vaxxer, nu țin cont de știință, păi cunoaștem cu toții. Dar totuși sunt puțini, mult mai puțini decât medicii care comunică știința. Însă cea mai mare parte, de fapt, a medicilor sunt cei care, dacă sunt întrebați de pacienți, de exemplu, dacă ar trebui să se vaccineze sau nu, mulți dintre ei dau un răspuns ezitant, în condițiile în care pacienții așteaptă de la medic informația despre valoarea vaccinării. Iar aici, în momentul în care un medic are ezitări și are dubii și în momentul în care mai mulți medici au ezitări și au dubii, deși datele științifice arată altfel, nu, de fapt, ne arată un deficit fie de cunoaștere, fie de înțelegere. De aceea putem să vorbim și despre un analfabetism științific funcțional. Să ai senzația că ai informațiile științifice, să le și citești, dar de fapt să ajungi la o concluzie greșită. Ambele componente trebuie luate în calcul. Și am mai spus-o în câteva rânduri, în acest moment
oamenii așteaptă ca informația despre pandemie și despre vaccinare să vină de la medici. Dar din păcate doar 30% dintre oameni au primit până acum informația de la medici. Există încă pe atâția români care așteaptă genul acesta de informație de la medici. Însă ce ne facem în momentul în care, așa cum spuneam, informația este livrată incorrect, incomplet sau într-o modalitate ezitantă și care induce dubii? Asta este, da, este o situație. Pe de altă parte, mai este o altă situație în care românii nu și-au informația de la medic, se mulțumesc cu informațiile pe care le găsesc pe Facebook, cel mai adesea și pe internet, imaginându-și că suplinesc informațiile de la un medic, deci de la un specialist. Și aici cred că ajungem tot la nivelul de necunoaștere, până la urmă, de lipsă de educație științifică și medicală, pentru că dacă nivelul acesta ar fi mai ridicat, am ști mai mulți și mai mult că totuși, informațiile medicale trebuie să le iei de la un specialist sau de la surse serioase, surse verificate, surse validate din punct de vedere științific. Și aici ajungem la un alt subiect foarte important despre care scrie raportul de gardă la esențial COVID-19, și anume la raportul publicat de Observatorul European pentru Sisteme și Politici de Sănătate, una dintre concluziile acestui raport fiind aceea că este nevoie de creșterea nivelului de health literacy, adică am spune alfabetizare medicală, nu? Da, alfabetizare medicală. Sunt absolut de acord cu comentariul pe care l-ați făcut. Ceea ce spune și acest studiu realizat de Observatorul European pentru Sisteme și Politici de Sănătate este că, de fapt, oferta de informație de calitate, informație care să ajute cu adevărat pe oameni să se protejeze față de dezinformare și să-i ajute să ia decizii corecte pentru sănătatea lor, această ofertă este extrem de limitată. Este extrem, extrem de limitată. Din păcate, ceea ce facem noi pe subiectul pandemiei de mai bine de un an și jumătate și, în general, pe componenta de alfabetizare pentru inovația în sănătate de peste 4 ani de zile, reprezintă, cred, o excepție în peisajul mass media din România. Ar fi nevoie de mult mai multe astfel de inițiative, așa încât oamenii să se întâlnească efectiv în social media sau când caută pe motoarele de căutare, să găsească și alte informații. Da. Din păcate, acum sunt foarte multe informațiile greșite, dezinformările, știrile false sunt extrem de multe, dar din păcate există și o zonă, n-aș cum eu neapărat gri, este o zonă de ceață, la care, din păcate, contribuim și noi, comunitatea medicală. Ne reușim să explicăm lucrurile, iar raportul despre care vorbim al Observatorului European spune că de foarte multe ori modul în care sunt redate informațiile către public este, acest lucru se întâmplă prea tehnic, poate. Dar una este să avem un limbaj care să fie o barieră pentru persoana care citește și alta este să ai totuși un limbaj cu multe elemente științifice, dar din modul în care este formulat mesajul, persoana respectivă să înțeleagă esența și eventual să fie curioasă să caute și ce este în spatele termenilor, poate prea științifici pentru cei mai mulți dintre noi. Pe de altă parte, în urmă cu 2 ani de zile, noi nu ne imaginam că în spațiul public putem să vorbim despre genom, că putem să vorbim despre ARN mesager, că putem să vorbim despre secvențiere. Acum, acești termeni sunt în mainstream. Nu-i folosesc doar geneticieni sau virusologii. Îi folosim cu toții. De fapt, ar trebui să, atunci când comunicăm știința, să nu ne temem de termeni, de concepte și de cuvinte. Am vorbit mult în anii din urmă despre așa-numita pacienteză. Acum, după un an de experiență cu vaccinurile ARN mesager, eu v-aș întreba cum ar fi fost dacă în loc de ARN mesager încercam să traducem termenul în pacienteză. E adevărat că n-am vorbit în spațiu public despre multe dintre lucrurile astea, dar am vorbit, de aproape 2 ani vorbim brusc foarte mult despre asta, nu înseamnă că îi și înțelegem acești termeni și iarăși ajungem la această... siguranță nu. Iarăși ajungem, da, cu siguranță nu. Ajungem la această nevoie de alfabetizare, inclusiv medicală, dacă vrem, și poate că după pandemie ar trebui să rămână un reflex asta, să vorbim în pacienteză, cum spuneți, despre lucruri serioase și științifice și medicale.
pentru că va fi nevoie de așa ceva, cred că din ce în ce mai mult. În fine, e un subiect foarte interesant și merită dezbătut. Detaliile sunt despre acest raport al Observatorului European pentru Sisteme și Politici de Sănătate, sunt pe raportul de gardă.ro la esențial COVID-19. Mai sunt aici câteva subiecte foarte interesante să le atingem și noi. În primul rând, iată, Agenția Europeană a Medicamentului a început evaluarea vaccinului ARN mesager produs de Pfizer-BioNTech pentru copii cu vârste între 5 și 11 ani. Astăzi se așteaptă și un răspuns din partea FDA în legătură cu autorizarea acestui vaccin. Aveți rezerve? Nu, uitându-mă pe datele din studiile clinice, în principiu nu. De ce spun în principiu? Pentru că e totuși o diferență care e legată de numărul persoanelor care au fost incluse în aceste studii. Este un număr mai mic de copii versus ceea ce știam din studiile clinice la adulți. Dar sigur că asta vine din, pe de o parte, din limitările studiilor pediatrice și pe de altă parte vine și din realitatea că, din fericire, copiii sunt în continuare mult mai protejați decât adulții față de infecție. Acestea sunt totuși vești bune. Eu mă aștept ca vaccinurile, pentru că urmează și Moderna, să fie autorizate atât în Statele Unite cât și în Uniunea Europeană în perioada următoare. Mai ales că, vedeți, avem deja argumente științifice puternice pentru categoria de vârstă 12-16 ani sau 17 ani, pentru care au fost realizate studii la fel de sine stătătoare și care au trecut prin filtrele autorităților de reglementare. Va fi interesant, sigur, și după aceea să vedem în ce măsură studiile pentru grupele și mai mici de vârstă, între 2 și 5 ani pe de-o parte și între 6 luni și 2 ani pe de altă parte, să vedem în ce măsură vor putea să fie realizate și să vedem dacă acest beneficiu pe care îl constatăm la celelalte vârste se va păstra. Dar s-ar justifica la vârste atât de mici câtă vreme acest virus, după cum se și vede deja, va deveni, hai să spunem, sezonier? Pe de altă parte, avem foarte puține cazuri la vârste atât de mici. E adevărat, însă noi nu știm în acest moment care va fi dinamica virusului, cum se va transforma, ce fel de mutații va suferi și dacă nu cumva, la un moment dat, va ajunge să afecteze mai mult decât acum copiii. Noi nu știm acest lucru. De aceea, această și plasă de siguranță, putem să o numim și așa, este foarte bine că este dezvoltată încă de acum. Noi încă nu știm cum vom face trecerea de la situația actuală pandemie către endemie, situația pe care ați descris-o mai devreme, în care virusul probabil va avea perioade în care în anumite zone va circula mai intens și va determina o creștere a numărului de cazuri. Pe de altă parte, știm din virusologia clasică, știm că virusul tot timpul caută portițe prin care să afecteze un număr cât mai mare de persoane. Știm că acum afectează persoanele nevaccinate, pe măsură ce vaccinarea sau trecerea prin boală va ridica o barieră imunitară în fața virusului din ce în ce mai mare și mai consistentă, este posibil ca virusul să încerce să găsească alte persoane susceptibile și pot să fie, de exemplu, persoanele de vârstă mai mică, pot să fie copiii care nu s-au vaccinat sau, și este o ipoteză de urmărit, ar putea să fie persoanele care au un anumit grad de imunitate obținută prin vaccinare, dar din diverse motive acel grad de imunitate să nu fie perfect sau să nu fie intact zidul imunitar. Vom vedea, dar e important ca să avem pregătite astfel de instrumente și la nevoie să le putem folosi la capacitate maximă. Ce știm însă este că, iată, dintr-un studiu randomizat de fază 3, în care au fost implicate 10.000 de persoane cu vârste de peste 16 ani, știm că doza a treia din vaccinul Pfizer-BioNTech are eficacitate de 95% contra COVID-19, un alt subiect de pe raportul legal de la esențial COVID-19. Este iarăși o concluzie importantă, scrie raportul de gardă că, și aici am să citez, față de cercetările anterioare care au determinat doar efectele asupra nivelului de anticorpi, acest studiu a demonstrat efectele asupra infectării. Am încheiat citatul. Este un studiu clinic de valoarea, dacă vreți, a studiilor clinice cu primele două doze, studiile de fază 3, în baza cărora s-a obținut autorizarea anul trecut
în Europa și în Statele Unite, fiind studii clinice randomizate cu tot ceea ce înseamnă asigurarea calității datelor astfel obținute, ele sunt în măsură să ne dea garanții că, într-adevăr, administrarea celei de-a treia doze restabilește, cred că acesta este mesajul, restabilește protecția față de infecția COVID-19 la persoane care au fost anterior vaccinate cu ambele doze, dar la care au trecut aproximativ 6 luni de zile de la administrarea celei de-a doua doze. Marea Britanie monitorizează varianta Delta Plus, după cum este numită noua variantă a tulpinii Delta, asociată cu o transmisibilitate crescută a infecției. Este o tulpină, o variantă a tulpinii Delta depistată în Marea Britanie în vara acestui an, monitorizată foarte, foarte atent, urmărită foarte atent. Un genom care nu prezintă, scrie raportul de gardă, un număr mare de mutații comparativ cu varianta Delta inițială, însă se pare că este o idee mai transmisibil sau generează o transmisibilitate mai mare. Ceea ce știm este că varianta Delta este în acest moment, să spunem, asociată, dacă varianta Delta ar avea niște frați, ar avea aproximativ 45 de frați. Adică sunt 45 de entități virale, derivate, dacă vreți, din varianta Delta, care diferă de varianta Delta prin anumite mutații. Dintre toate aceste 45, a atras atenția această variantă care este denumită variantă sub investigare în Marea Britanie, pentru că, în primul rând, a putut să fie identificată prin programul lor de secvențiere a genomului SARS-CoV-2 în mai multe regiuni din Marea Britanie, iar ponderea ei a crescut semnificativ cu 7% în ultima perioadă. Deci, cu alte cuvinte, acele modificări ale genomului viral au acum un corespondent în modul în care respectiva variantă se comportă, adică ajunge să infecteze persoanele. Vom vedea exact dacă această variantă are capacitatea să înlocuiască varianta Delta, dacă în continuare vaccinurile protejează față de varianta Delta Plus, dacă nu cumva determină forme mai grave de boală și așa mai departe. Dar iarăși este o conduită absolut remarcabilă și care este posibilă pentru că, și am tot vorbit, Marea Britanie are cel mai performant sistem de supraveghere genomică a circulației virusului. Așa au putut determina că sunt 9 regiuni în Anglia care sunt, în care e prezentă această nouă variantă. Pentru că în ultimele zile și în România a apărut această temă a variantei românești, să spunem, este o ipoteză pe care nu putem exclude, dar nici nu putem confirma câtă vreme în acest moment nu avem un sistem de supraveghere genomică a circulației virusului. De altfel, și dacă ar exista, de exemplu, varianta Delta Plus, în acest moment noi nu avem capacitatea, prin designul programului, să o punem în evidență. Ultimul subiect asupra căruia ne oprim la raportul de gardă astăzi, sexul fătului influențează capacitatea mamei de a dezvolta anticorpi contra SARS-CoV-2 și transferul acestor anticorpi la copil. Sunt rezultatele unui studiu publicat recent în Science Translational Medicine. Da, este foarte interesant, pe de altă parte e și puțin descurajant, ca să spun așa. Da, această temă a influenței sexului în relație cu COVID-19 a existat și este normal să existe încă de la începutul pandemiei. De-a lungul timpului s-a putut constata că față de susceptibilitatea de a se infecta cu SARS-CoV-2, băieții sunt mai predispuși decât fetele, la fel în privința formelor grave de boală, sexul masculin este mai afectat. Apoi, dacă ne uităm chiar la reacțiile adverse de tip pericardită și miocardită, ele sunt mai frecvente la adolescenții de sex masculin. Deci pare că există o diferență legată de sexul persoanei respective. Acum, studiul pe care l-aș cita din Science Translational Medicine arată că femeile însărcinate cu un făt de sex masculin dezvoltă o reacție imunologică mai slabă decât cele care sunt însărcinate cu un făt de sex feminin. Este, cred, o concluzie extrem de interesantă, dar pe care eu aș încadra-o mai degrabă în zona aceasta a efortului continuu de a înțelege cât mai bine boala, manifestările ei și grupurile la risc.
Asta, evident că nu ar trebui să influențeze decizia unei persoane însărcinate de a se vaccina sau de a nu se vaccina. Recomandarea de vaccinare este fermă, practic, în orice moment pe parcursul sarcinii. Și al alăptării. Și alăptării, sigur, dacă nu s-a vaccinat până la momentul nașterii. Este o recomandare fermă, pentru că aceasta este, de fapt, o perioadă de susceptibilitate foarte mare la infecție din cauza scăderii imunității, despre care știm că se întâmplă în perioada sarcinii și se mențină o perioadă și după aceea. Un beneficiu al vaccinării gravidei sau al mamei este că anticorpii formați reușesc să treacă fie prin placentă, fie ulterior prin alăptare, prin laptele matern, pot să treacă la făt și să-i asigure și lui protecția. Asta în legătură și cu ceea ce discutam mai devreme, cu vârstele acestea mici, care trebuie cumva protejate și pentru care încă nu avem soluția vaccinării. Da. O ultimă întrebare mai am. Se știe până acum totuși de ce această, hai să spunem, discriminare, în sensul că de ce bărbații, băieții sunt mai predispuși, sunt mai puțin apărați de anticorpii materni la infecția cu SARS-CoV-2? Eu personal n-am reușit să găsesc o explicație, sunt mai multe ipoteze, dar nu avem încă o explicație sau nu e foarte bine definită relația de cauzalitate. Pe de altă parte, s-au făcut progrese incredibile într-un timp foarte, foarte scurt, adică pentru a ajunge la genul acesta de ipoteze, în general, trec ani de zile. Foarte multe detalii în legătură cu acest subiect pe raportul de gardă la Esențial COVID-19. Mulțumesc foarte mult, domnule dr. Marjucean, o să ne oprim aici, dar ne reîntâlnim săptămâna viitoare cu alte subiecte. Cu cea mai mare plăcere, mulțumesc și eu! Numai bine, o săptămână cât mai bună!